Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Bine ați venit la Out of the Box. Numele meu este Cătălin Stribla. În fiecare duminică sunt însoțit aici, cale de 10 minute, de specialistul în marketing lor. Am Balin, salutare! Bine Salut, venit. Mă gândeam înainte de începutul acestei ediții să spun că informațiile cu care vom opera astăzi sunt absolut noucitoare. Dar după asta mi-am dat seama că raportul de literație apare de fapt destul de des și că el este în aceeași zonă. Poate că ați auzit în aceste săptămâni și între timp la România în direct sigur am făcut și o ediție în care, despre un raport de literație, adică ce știu și cum pot să citească milioane de copii din România. Sunteți surprinși sau nu, dar în România doar 11% dintre copii, între 6, 6 și 14 ani, sunt în zona funcțională. De fapt, din 3 milioane de copii, doar 330.000 reușesc să citească și să înțeleagă ceea ce citesc. Atenție, aici e diferența. Sigur că ei pot citi Ana are mere, dar nu au reprezentarea ceea ce înseamnă are Mere. Iar cu cât conceptele devin mai complicate, ei, de fapt, nu înțeleg acest lucru. De fapt, majoritatea, continui știrea și imediat îți dau uh -huh. uh, dreptul la cuvânt, 42% dintre copiii români sunt în zona nefuncțională. Adică, ei, deși citesc, nu pricep ceea ce citesc. sunt copiii pe care îi creștem acum nu vorbesc de restul populației, ajungem și încă și aici. 40% care se descurcă cât de cât la minima rezistență, adică ca să ajungem la 100%. Avem 11% care sunt capabili să învețe singuri, că așa definesc. Uh -huh. Ai 11% capabili să înțeleagă ce zice un text, să înțeleagă ce zice o carte și să învețe și să-și deschidă alte perspective, să construiască pe ceea ce au citit. 40% care sunt capabili, cât de cât cu puțin orientare să acumuleze informații și cunoștințe și 40% care pe care nu -i... pe care îi pierdem uh, uh, pe traseu. Ceea ce este îngrijorător, dar nu este surprinzător pentru că știm situația asta. Adică cu situația asta suntem de ani de zile știm la fiecare dată că peste 40% dintre concetățenii noștri sunt analfabeti funcționali. Uh -huh. Vestea proastă în acest raport este că noi ci construim o generație de analfabet funcțional. Adică nu reparăm da. acest lucru, ne înscriem în datele bine cunoscute. Da. Bun, avem cercetări și lucrul ăsta se traduce în chestii foarte concrete. Noi avem o cercetare din 2019, Voi, care, la noi la agenție avem o da. cercetare în care am segmentat populația României în 5 segmente mari, e, unul dintre segmente l-am denumit noi rătăciți în tranziție. La nivel urban sunt 25% dintre adulții României, la nivel național undeva spre 40% sunt oamenii care trăiesc astăzi cum trăiau acum 5 ani, 7 ani, 10 ani, 20 de ani, pe care societatea i-a cam pierdut în tranziția asta, adică nu i-am luat cu noi în procesul de modernizare și de înțelegere a noilor realități. Fac cu paranteză, Loran Balin, ca să înțeleagă toată lumea. De ce faceți voi aceste segmentări, le spui tu, la agenții? Pentru că trebuie să vă adaptați comunicarea unor produse către acest public din România. Da, practic nu există un public omogen, nu poți să vorbești cu un, să spui un lucru pe care să înțeleagă toată lumea la fel și atunci e important să te hotărăști cu cine vorbești și să poți să-ți adaptezi mesajele. Și în contextul ăsta ne uităm foarte atent și încercăm să înțelegem cât mai bine oamenii. Bun, și ce înseamnă acum că avem o populație atât de mare care... Vorba voastră, uite, sună mai bine decât analfabet funcțional, e rătăcit în tranziție. Dar noi ce-am rătăcit în tranziție pentru că nu sunt oameni proști. Nici pe departe, adică au tot ce le trebuie pentru a fi oameni absolut normal. Doar că lumea se schimbă într-un ritm foarte mare și nimeni nu le-a dat atenție timp de zeci de ani de zile. De fapt, de sute de ani de zile, pentru că vorbim de o populație care a fost așa și în timpul comunismului și înainte de comunism. Sunt oameni care trăiesc în comunitatea lor, care se învață din stânga, din dreapta, fură meserie mai mult decât să învețe și care își desfășoară viața într-un cerc foarte limitat. Și care au anumite tipuri de comportamente pe care o populație da. mai educată se uită la ei și... Da, pentru că astăzi, încet, încet, lumea se schimbă, România se modernizează și ajunge modernitatea și la ei. Dar noi trebuie cumva uh, să avem răbdare și să ne bucurăm de faptul că ies în lume și că încep să experimenteze, încep să învețe lucruri. Și trebuie să nu uităm că în urmă cu 20-30 de ani și noi eram ca ei, eram Stem, rătăciți pe. în lumea. Să dăm un exemplu. Mare... Da, Vedeți foarte des pe internet critici sau nemulțumiri la adresa unor oameni care merg cu avionul, în general cu cursele low cost, <laughs> de la îmbrăcămintea lor, de la modul în care se poartă în avion, inclusiv de la faptul că aplaudă. Uhum. E rău că aplaudă? Noi trebuie să-i aplaudăm că au ieșit din zona lor de confort Și că s-au asumat și pleacă în lume și descoperă lumea și tot Sunt oameni pe care probabil au un stres foarte mare În momentul în care au ajuns într-un univers pe care nu-l cunosc, nu-l stăpânesc Zboară, de multe ori primul lor zbor în viață Și se bucură că au scăpat cu bine și că au supraviețuit Nu i-aș critica pentru că aplaudă sunt oameni care la aeroport când se duc la baie și se spală pe mâini, nu știu de unde să vină apa, nu știu că e senzor și trebuie să treci mâna pe sub robinet ca să pornească apa, să iei să pun din colțișorul de sus, ascuns, pitit, cu un semn micuț de sop, toate lucrurile care pentru noi sunt absolut normale. Ai intrat la baie, ai pus mâna sub robinet, a pornit, ai luat să pun, te-ai văzut de treabă. Ai avut o remarcă mai devreme și ai spus că asta sunt lucruri care ni s-au întâmplat. Absolut, gândiți? pentru că de unde am pornit noi? am pornit dintr-o închisă și am trebuit să descoperim lumea. Eu am o grămadă de exemple. Eram uh, la una dintre primele mele ieșiri pe internațional cu munca. În la hotel la Roma mi-au dat un card să mă duc la cameră. Eu mă uitam, ce card ăsta? Aveam cheia, aveam, am cu cheia la gât, că alergam cu ea. De sau dacă nu aveam cheie, ne descurcam noi cu ceva, deschideam noi ușile pe care le aveam aici, mi-au dat card. Mă sunt în fața ușii și mă uitam la ușă, ce trebuie să fac asta? A venit șeful meu în că greu aici, nu greu. Zic, prietene, arată-mi și mie cum să intru în cameră, pentru că habar n mi-a arătat unde să bag cardul, mamă, minune, s-a deschis ușa cu card. Dar habar n-aveam. Gândiți-vă că asta s-a întâmplat acum 20, de ani. 20. La mine, în cazul meu, 20. Asta e 20 de ani. chiar 20. ai și alte exemple de Uh, normal, uh, acum 22 de ani mi-a împrumutat mașina un Alfa Romeo uh, 147, parcă șefa mea A auzit că merg la Brașov și zicea, păi, dar nu te duci cu trei, nu ia mașina mea Zic, păi ce, îmi dai mașina ta, Alfa Romeo? La urată am pe aia. Da, 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 cum să nu ia mașina mea? Zic, wow, e mai condusat să Dacia, e veche de 40 de ani, cred că prima Dacia inventată Uh, mi-a dat mașina, am plecat cu ea, habar n-aveam să o bag în marșalieră Am rămas blocat, a trebuit să chem oamenii de pe trotuar să mă împingă, să o dăm cu spatele Pentru că eu nu știam să o bag în marșalieră, era un ineluș de care da, trebuia dar, să ridic este... da. Iar vârful când am ajuns la Brașov și trebuia să uh, alimentez mașina Și mi-a zis să vezi că e motorină, nu e benzină Și eu mai nu știam, motorină, benzină sau ceva Și am uitat în benzinărie și scria mare, motorină și am tras mașina în dreptul la motorină, m-am dat jos m-am uitat. Era ciudat mecanismul, dar la am înfipt eu cumva acolo. am Și când am apăsat fântâna arteziană și toată lumea râdea în benzilere să tăvălea, venise bucureșteanul cu alfara mea, uh, pentru că mersesem la tir, la zona de alimentare tir uh, și era super jet uh, ca să umple tirul și tot. Uh, deci chestii simple, banale, astăzi râd, am condus toate tipurile de mașini, am închiriat mașini pe toată planeta... Uh, și în același timp când mă duc la aeroportul Otopeni și văd pe cineva în giratoriu cu o dace veche, care să persoana nu știe să se încadreze, nu știe, sunt mai multe intrări, parcare și eu văd pe ceilalți, claxon, hai bă, hai, mergi, dă jos, geamul începe, bombă ne face, băi, stați puțin, omul respectiv poate a ieșit primul de la el din sat, din județ, a ajuns la Otopeni, a fost și voi răbdare cu el, dați-i șansa să se să descopere cum se încadrează. Ce lucru important spui, căci de fapt despre asta este vorba. Avem un corp de societate care a rămas mult în urmă, rătăciți în tranziție, ați spus voi, uh -huh. sigur că genul ăsta de evenimente pigmentează și uneori râdem, alteori, alteori înrăutățesc relațiile între noi, dar ceea ce îmi spui tu e că noi trebuie să venim cu o chestiune de educație și cu o chestiune de răbdare între ei. Pe, ele. pe special este de răbdare și să aplaudăm, să le aplaudăm măcar mental efortul, că adică să avem o înțelegere mai mare. Suntem la supermarket, la casa de marcat și este cineva care se mișcă greu. nu trebuie să fim foarte duri și să judecăm și să începem să facem scandalul de pe lume pentru că par să nu știe cum funcționează lucrurile și noi știm mai bine ca ei. Da, pentru că s-ar putea să fie adus de la 60 de km de distanță de orașul în care ești și e prima lui meserie sau prima ei meserie și trebuie să avem răbdare. Asta e vânzătorul de la supermarket, da. Da, e caz concret în care am avut eu situația asta și mi-am dat seama, este o persoană primă prima oară ieșită, vine la oraș pentru acest job. Bravo ție, asta e, am avut răbdare. Târziu. nu mi s-a întâmplat nimic. Am Bun. întârziat 20 de secunde. Mai adaugi un exemplu? Sau? Am nenumărate exemple pentru că noi toată generația noastră, când am ajuns la agenția din Londra, când am lucrat în biroul din Londra, au venit acolo vicepreședintele financiar al Leo Burnett, Anglia, împreună cu uh, reprezentantul băncii și m-au întrebat, vrei credit card? Când semnam actele. Și eu, credit card, adică plastic din ăla cu care să nu mai trească să port uh, la mine bani, să nu mai am bani în portofel și nu, credit card, descoperire de cont, uh, uh, ce descoperire vrei? Eu oh, cred, oh, uh, vreau card, Dumnezeu, nici nu știam ce credit card, debit card, nici nu știam ce este aia, pentru că eu îmi luam salariu, stăteam la coadă pe scară, venea cu sacoșa contabilă și ne dădea bani la fiecare înainte de a pleca la Londra. Deci, oamenii s-au uitat unul la altul, șeful meu i-a zis, băi, fă credit card. <laughs> <laughs> și mi-a făcut credit card și am descoperit ce înseamnă credit card. Este la aeroport la Hitler după ce am plecat din Londra, când i s-a terminat, nu ne-a venit să renunțăm la lucrurile pe care le cumpărasem. Și ne-am umflat buzunarele, aveam buzunarele pline cu tot ce se mai găsea prin apartamentul pe care l-am pe... Astfel încât la aeroport aveam desfăcători de conserve. Spre. Și oamenii au rămas blocați și au trebuit să cheme șeful mare să le dea instrucțiuni dacă are voie să treacă cu conservă, desfăcători de conserve sau nu. Dar eu, Dumnezeule, vă sunt super modern, anul 2003, desfăcător, fain, a funcționat perfect, nu venea să-l las la Londra. Și am zis, hai că renunț la el. Nu se poate să renunțați, nu? Dacă l-am prins aici, trebuie să hotărâm ceea ce cu el. Și am stat încă 10 minute, de o de oră, până s-a făcut comisie să hotărască dacă mă lasă cu desfăcătorul de conserve în deci, avion sau nu. Acum fost, ar râd de mor. Când ai fost fie. în situația acelor oameni exact. despre care astăzi râdem. Exact. Dar uh, asta înseamnă că, de fapt, rezultatele acestui raport, sigur că îți dau de gândit, sigur că sunt îngrijorătoare, dar, de fapt, nu trebuie să ne uităm în momentul acesta către lume și să spunem, să putem să spunem, da, nu asta e soluția. Școala, guvernul, partidul, cetățenii sunt de vină. Și că avem soluții la îndemână. Da, sunt și lucruri pe care le putem face noi și, în primul și în primul rând, să nu ne uităm de sus. Să nu ne uităm de sus, că nu este cazul. Suntem toți, suntem împreună, hai să facem drumul ăsta. Mulțumesc tare mult pentru concluzia asta. Știu că e profund neașteptată pentru ceea ce s-a discutat în spațiu public apropo de acest raport, dar asta facem aici la Out of the Box. Iar săptămâna viitoare, și pentru acești oameni, dar și pentru noi, vom face ceva ce se numește Step Forward, adică ieși în față. Hai să învățăm de la Loran Balint, invitatul meu, cum să facem, stimați cetățeni, ca în anumite situații, deși nu ne pricepem sau cu toată trăim o rușine, să ieșim în față că s-ar putea să ne fie de folos. Da, asta e, asta e propunerea. Ne auzim duminica viitoare, spor la treabă. Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.